Tragedia s-a petrecut chiar în apropierea mănăstirii Lainici. Familia din Petroșani era de o seară pe malul Jiului, unde au ales să petreacă rusaliile. Distracția s-a sfârșit tragic după ce un bărbat de 56 de ani a sfârșit în apă. Emanuel Rus avea probleme cu inima, însă nu le-a luat niciodată în serios. Zic, nu luau tratament. Nu se ținea de tratament. Avea tratament, dar tratament. Da, da, da. S-a fost la Cluj, la un... Și nu lua niciun fel de pastile acasă. Nu s-au dat de la Cluj și au pastile și nu le-au luat. Nu. Deși mai intrase în apa rece înainte de tragedie, bărbatul nu mai avusese probleme. La un moment dat a intrat în apă și nu a mai ieșit. Soția s-a panicat și a sunat imediat la 112. Deși mai mulți turiști care erau în zonă l-au văzut plutind, aceștia nu au putut interveni. Era cineva, o persoană care era necată, plutea deasupra apei undeva spre mal și câteva persoane alarmate că totuși soțul cineva unei persoane care se zbătea că ar fi înnecat acolo în zonă. Ați văzut când încercau să-l scoată sau? Nu, că nu se putea ajunge acolo, decât când a venit cei de la Zmurd și l-au scos, dar... E potrivită apa astăzi? A fost o zi destul de rece pentru scăldat? Nu, fiindcă temperaturile de afară cu cele de pe apă, mai ales că la munte au fost precipitații grave. Până au ajuns pompierii la fața locului, apa dusese deja câțiva metri în aval. Medicii au încercat mai bine de o oră să-l salveze, însă tot efortul lor a fost zadarnic. Soția, în genunchi pe marginea drumului, se ruga să se întâmple o minune. Nu s-a întâmplat, iar medicii au declarat decesul. Un echipaj din cadrul gărzii de intervenție Bumbești-Jiu a intervenit ieri în orașul Bumbești-Jiu, zona Lainici, pe DN66 la kilometru 105, ca urmare a unei solicitări primite datorită din cauza faptului că o persoană a intrat în râul Jiu nemaieșind, a ajuns la fața locului, pompierii militari au căutat pe albia râului această persoană, până la urmă a fost găsită, este vorba despre un bărbat în vârstă de 56 de ani din municipiul Petroșani. Acesta a fost găsit și recuperat din apa râului Jiu. Din păcate a fost declarat decedat. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală pentru a efectua necropsia.